răspândire unei boli foarte, foarte serioase, pesta africană porcină, sau corect așa se zice, da, da. Pesta africană porcină, că mai există încă o pestă care nu e africană, dar aceasta este o boală extraordinar de grea, care aduce la niște urmări foarte grave, mai ales pierderile economice, care se estimează din urma răspândirii acestei boli sunt enorme. De aceea ne aflăm într-o situație de risc mare și suntem supravegheți foarte vigilent de către Uniunea Europeană, fiindcă este îngrijorată ca nu cumva prin Moldova această boală să-și găsească cale spre Uniunea Europeană, fiindcă avem mai multe focare de această boală pe teritoriul Ucrainei. Cele mai aproape de noi se află în regiunea Odessa, la câțiva kilometri de frontiera de stat a Republicii Moldova, și riscul ca această boală cumva virotic să pătrundă și în spațiul Republicii Moldova este foarte înalt.